Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Time Out, emisiune care astăzi l-are invitat pe Florin Pârvu, antrenorul Petrolului. Bună, Florin, bine ai venit în cadrul emisiunii. Da, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Florin, în prima dată începem cu o concluzie, un sfârșit de an trist din punct de vedere al hotărârii de a fi îndepărtat de la cârma echipei și un debut de 2024 altfel, cu decizia ta de a rămâne alături de Lupi. Un cantonament reușit în Antalya, da. O victorie cu Dinamo și un meci egal cu Oțelul sâmbătă. Da, am început așa, o forță. Destul de tare. Așa, corect. Da, văd și pe burtier acolo la show cu Mr. X. E clar că avem o emisiune bună. Da, în primul rând, așa cum a spus și dumneavoastră, au fost ceva frământări, dar lucrurile au intrat pe un făgaș normal, din punctul meu de vedere, chiar dacă au fost așa momente mai dificile pentru mine. Deci tu venești după operația aia? Nu mai intru în amănunte, dar important este că pe începutul anului am plecat cu echipa în pregătire în Turcia. Așa cum ai spus și tu, a fost o pregătire și în niște condiții foarte bune în Antalya. Adică diametral opus față de ceea ce este la Ploiești. Sau în jurul Ploiești. Sau în jurul nostru. Aici vorbim de veșnicele trenuri de antrenament. Asta e marea noastră problemă și va rămâne. Depășim și mai vorbim. Condiții foarte bune, meciuri bune, spre foarte bune, spun eu, cu două echipe care joacă în campionate puternice, meciurile amicale. Și noul sezon, noul an, de fapt, ne găsește în postura în care, după două etape, avem 4 puncte. O victorie acasă cu Dinamo, un egal la Galați. Suntem în acest moment, după etapa terminată de sâmbătă, la 2 puncte de play-off. Noi așa gândim și cred că, eu știu, șanse sunt până la final să ne batem acolo sus. Mai despicăm firul 4. Deocamdată vreau să merg pe esența primei întrebări și să te întreb cum apreciezi tu decizia finanțatorului, a lui Marian Copilu, de a se debarasa de tine în contextul în care Petrol a făcut un an 2023. Spun că a fost bun. A fost un an ok, a fost un an în care Petrol a arătat că joacă fotbal și a strâns puncte. Da. Și a avut o poziționare bună în clasament. Nu, acceptând să vin la emisiune, este clar că nu pot să evit subiectul ăsta fără niciun fel de problemă. Adică, dar sunt lucruri care țin de bucătăria internă. Cei care conduc clubul la acel moment, așa mă gândesc că au hotărât ei în urma unei analize interne. Ok, eu sunt de acord. Da. Când iese prost, să fie prost. Mă gândesc că a fost problema lor. Mă rog, s-a discutat. Până la urmă, eu zic că lucrurile s-au liniștit și asta cred că contează cel mai mult în acest moment. Mai departe vom vedea pe un antrenor. Păi povestește-ne atunci cum ai revenit lângă echipă. Am revenit alături de echipă, tot așa, la insistențele și ale conducerii clubului și ale suporterilor, în primul rând, pentru că ei au fost deci foarte... A fost un caz fracționat, adică o parte a conducerii a fost împotriva ta, o parte a conducerii a fost... Nu vreau să spun acum că nu a fost împotriva, până la urmă s-a luat decizia asta. Eu vreau să mulțumesc pe această cale suporterilor, pentru că ei au fost, foarte apropiați și nu neapărat doar în momentul acesta. Pe tot ce a însemnat venirea mea aici la Ploiești. Din punctul meu de vedere, jos pălăria pentru ei, pentru modul în care ne susțin, pentru, eu știu, modul în care și-au manifestat așa susținerea față de mine și nu am decât să le mulțumesc și să mă ambiționeze mai mult această susținere, pentru că știm foarte bine că nu este ușor să ai fost decis să renunți? Nu vreau să comentez. Ai fost decis să renunți?
Poate la un moment dat, da. Poate la un moment dat, da, dar ceea ce m-a făcut să eu știu, să iau un... Am înțeles, te-au întors suporterii și cu Claudiu, am înțeles asta. Dar momentul când ai zis că renunți, ai zis, bă frate, mă las, gata, nu știu ce, erai bazat și pe ceva în ideea de a pleca undeva? Băi, noi antrenorii vă dați seama că asta e meseria mea, asta mi-am ales-o. Logic, trebuia să te duci să antrenezi. Doresc să termin contractul cu echipa la care sunt până la final, să nu am niciun fel de probleme, iar după aceea vom vedea unde vom fi. Normal, că nu ești legat. Sigur că da, nu ești profesionist și mergem acolo unde suntem doriți. Sigur că da. Așa mi se pare normal. Dar aveai în momentul ăla pe țeavă, ca să spun așa, o oportunitate de a pleca? Ba, adică poate erau, dar nu... Dar la nivelul Superliga? Da, nu am discutat. Nu ai discutat, dar aveai o propunere? A fost ceva tatonări, pot spune. O propunere? Da, a fost. La Superliga? Da. Spune-mi, te rog, ai fost și ești criticat de unii spectatori. Aici, la Ploiești, se știe da, care este da. Treaba. Nu-ți mai spun despre internauți care au luat foc. Nu știu, să mă întreb, probabil că trebuia să te păzești cu armata la venirea în Ploiești dacă pierdeați. Habar n-am de ce. Chiar nu știu de ce, pentru că e un meci de fotbal, nu e nimic altceva. Te rog frumos să-mi spui, care este rațiunea pentru care ești privit astfel? Nu pot să-mi dau seama. Știam în momentul în care vin la Ploiești că vin la un club care cu suporteri foarte, foarte pătimași. Am jucat aici, am crescut aici la Ploiești. Bă, dar nu era așa pe Florine? Nu, pe timpul când eu jucam și eram... poate nu erau, eu știu, condițiile care sunt acum sau ceva, eram formați din mai mulți jucători români, mă gândesc la locul de jucători, eram mai respectați atunci, fără să fim, eu știu, bombardați cu fel de lucruri, dar... Deci nu era nici internetul ăsta. Da, lumea evoluează, răbdare nu mai există deloc, nu pot să-mi dau seama pentru că, așa cum am spus, știu în ce m-am băgat, mi-am asumat lucrul acesta, eu... Ca, cred că am mai spus la emisiunea noastră aici, nu sunt deloc activ pe rețetele de socializare. Asta e. Nu, cred că te-ai îmbolnăvit. Da, nu am contact deloc și dacă se spun lucruri de bine și dacă sunt contestat. Și nimeni nu-ți transmite? Foarte puțin. Deci la club, acolo, nu, când vă întâlniți? Nu, și foarte puțin, foarte puțin, pentru că chiar nu vreau să intru în contact așa, pentru că nu ajung nicăieri. Nu ajung nicăieri și... cred că lucrurile ar trebui să fie mai liniștite din punctul meu de vedere, pentru că echipa, eu cred că poate mai mult, normal, ne dorim cu toții să fim pe primul loc, ne dorim toți să câștigăm toate meciurile, dar așa cum am spus, trebuie să avem așa o balanță, să vedem momentul, să vedem cum suntem, unde suntem și după aia să tragem niște concluzii. Haide să vorbim aici. Cum da, suntem putem. Și unde suntem? Păi, da, putem vorbi, pentru că suntem în al doilea an de Liga 1. Așa. Împreună cu conducerea clubului am discutat foarte clar și mă bucur că, eu știu, s-a luat nu neapărat decizia clar să pună un obiectiv, eu știu, realist din punctul meu de vedere, fiind sezonul acesta, al doilea an de prima ligă și noi considerăm că acest an este încă un an de tranziție pentru ceea ce se dorește la Petrolul din anul viitor. Condițiile știm foarte bine pe care tot timpul le-am discutat, dar se fac eforturi foarte mari și vă spun sincer, fără să mai sperii pe nimeni că nu am intenția asta, dar se fac eforturi și conducerea clubului încearcă să ne ofere condițiile cele mai bune. Drept dovadă, înaintea meciului de la Dinamo, a coincis cu venirea din Antalya. Veneam după terenul foarte bun de antrenament. La Ploiești chiar nu am găsit o soluție, fiind zăpadă, înghețat. A trebuit să facem, înaintea meciului de la Dinamo, naveta la Buftea, să putem să facem un teren foarte bun de iarbă acolo. Chiar și înainte de Galați.
După am trecut tot la fel, tot la Buftra, dar am făcut pe sintetic pentru că era acoperit de zăpadă terenul cu iarbă. Deci sunt niște eforturi, se fac eforturi, nu pot spune că nu se fac eforturi. Problema este că aici în Ploiești nu găsim și nu avem soluții. Și nici în prejurul Ploieștiului. Și nici în prejurul Ploieștiului. Poate la Câmpina mai este un sintetic. Și luăm în considerare să mergem și acolo zilele următoare, dar... Parcă sunt cireșari. Dar evit să facem antrenamentele pe sintetic, pentru că după meciul cu Dinamo am un jucător care a resimțit dureri chiar în timpul jocului, după care... Senicu. Da, e vorba de Doua. El a început antrenamentele în pregătoare meciului de la Galați pe sintetic la Buftea. Am reușit să facem unul, două antrenamente, după care l-a simțit o durere mai mare și nu a putut fi recuperat pentru meciul de la Galați. Bun, asta este dintr-o parte a problemei. Deci vorbim despre terenurile... Da. Proaste, că să nu mai zicem, le zicem proaste, doar atâta. Spune-mi vis-a-vis de ce ți-am scris pe burtier acolo, despre șueta cu Mr. X. Da, păi vă dați seama că... Măi, Florine, jucăm, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al multora, pentru unul joacă fotbalul ăla care să arate mai multă deschidere, mai mult atac. Da, toată lumea are, puteți să... Dai tu ordin să se apere atât de mult. Normal că avem un plan să ne apărăm, să atacăm, lucrăm pe aceste lucruri. Eu și după meciul de la Galați, la conferința de presă, am văzut că s-au inflamat așa spiritele acolo. Nu e neapărat că avem, ăsta este stilul nostru de joc. Până la urmă, Petrol a arătat că poate să joace un fotbal bun. Vă aduc aminte meciul de la Craiova, meciul de acasă cu FCSB, meciul de acasă cu Faru, meciul de acasă cu Craiova 1948. Adică sunt jocuri în care noi am reușit să arătăm că suntem o echipă care putem să jucăm fotbal. E vorba și de adversari, sunt mai mulți factori care implică asta. Nu neapărat că ne dorim să jucăm la egal. Nu cred că cineva vreun antrenor își propune, domne, fac egal astăzi și... N-ai. Dar coincidența este prea mare în contextul în care Petrolul este alături de Oțelul. Da, suntem într-o situație în care avem același număr de da, minute, și nu 1, 2, 7, 9. Eu spun că sunt puncte acumulate. Dacă vă aduceți aminte și acum, uitați-vă după etapa asta, declarația lui Ovidiu Sabău după meciul de la Iași sau ale lui Ștol înainte de, după meciul de pierdut de Sepsi la UTA, care eu vă spun că un punct acumulat era foarte, foarte, eu știu, mulțumitor, pentru că, cum a spus Sabău, se apropiau mai mult de zona play-off-ului. Da? Uh-huh. Acum să fim supărați foarte mult că am făcut atât egalul, sunt niște puncte luate. Sau, Florine, eu merg pe ideea și te pot înțelege exact 90% în tot ceea ce spun. Ce nu înțeleg e altceva. Petrolul oferă primul șut pe poartă minutul 54, care a fost o jumătate de șut. Da, eu mă gândesc acum să fac o analiză după acest joc. Intrăm prea mult deja, din punctul meu de vedere, se intră foarte mult și încercăm să găsim în momentul ăsta așa, eu știu, țapii spășitori. Acum haideți să vedem și să avem puțină răbdare, pentru că alături de noi a revenit Irobiso, un atacant, eu zic, care... consider că ne poate ajuta. Poate ajuta. Afel și Ișvan este o soluție în ofensivă. El vine și am declarat după meci, după o perioadă în care nu a jucat, nu are limbi de joc, dar a demonstrat că mă pot baza pe el, la fel și pe Iro. Adică haideți să vedem puțin că în momentul ăsta echipa dacă a suferit pe plan ofensiv și tot am găsit așa, eu știu, călcâiul lui Ahile aici, neavând atacanți de meserie, dar asta nu,
nu scuză că nu am reușit noi să... Bă, să scuză prin... la un moment dat. Poate scuza, dar nu vreau să găsesc o scuză acum. Au revenit doi jucători cu, eu știu, cu profil eminamente ofensiv, pot spune, și care cred eu că le poate ajuta și din etapele următoare să... Cum? Să... Schimbând tu sistem sau ce? Nu neapărat schimbând sistemul, și anume având jucători de acest profil clar, putem emite mai multe pretenții. Se poate face și asta. Bineînțeles, și lucrând și... Bun, și schimb pe Irobisu. Cine dispare în momentul ăla? Acum să facem la emisiune, acum să facem echipa la televizor. Nu, încerc și eu să mă... Poate să dispară un jucător, nu neapărat că dispare, rămâne... Rămâne în vedere, dar cine dispare în primul 11? Voi veți vedea la momentul înaintea meciului cu... CFR? Cu CFR, o să vedeți despre ce va fi vorba. A vorbit, stimați telespectatorii, Florin Pârvu despre conferința de presă de la Galați. Fiind acolo, am reușit să iau cadrele cu cei doi antrenori și câte un minut din fiecare o să rog regia să ne prezinte cuvintele lui Florin Pârvu de după meci și al lui Dorinel Munteanu imediat. O primă repriză controlată, practic, în totalitate de Oțelul Galați, având și situațiile clar de a marca. Noi la pauză am făcut o schimbare, a ieșit Diomande, a intrat Ișvan și prin această schimbare am schimbat și modul de joc și cred în repriza a doua, cu trecerea timpului am reușit să echilibrăm și pe final puteam să și câștigăm, dar, așa mă repet, cum am spus și la Flash, puteam să câștigăm, dar era un rezultat nemeritat, pentru că astăzi eu cred că acest rezultat de egalitate este echitabil. Nu știu cât mulțumește Galați, cât ne mulțumește pe noi, dar este un rezultat echitabil. Întrebări? Întrebări. Să întreb eu. Asta a fost planul făcut dinainte, un pic de cloroform și apoi să încercăm să... Nu, a fost, vă spun sincer, de aceea am jucat... practic în acel modul m-am jucat și tot acela Dinamo. Știam că ei lasă spații și am vrut să profităm de spațiile astea, spatele din serea lor. Din păcate nu am reușit să facem aceste mișcări, dar și nu am reușit nici să venim cu un pas pe un timing foarte bun. Iar la fel pe faza defensivă am suferit mult, au venit foarte multe centrări, au venit cu superioritate de părțile laterale. Și acolo ne-au pus probleme, dar așa cum am spus în repriza a doua, am schimbat modulul, am schimbat prin introducerea lui Ișvan, am schimbat modulul și cred că acestea, da, sigur. De la nivelul solului am văzut o partidă net superioară făcută de echipa noastră, vorbim într-un meci, am știut că avem în față o echipă foarte pericoasă pe un atac. N-am dat nicio posibilitate să văd speranță de a ne pune în pericol, afară de ultima fază, când putea să-și pierde, atunci am putea să spunem că suntem biliniști, pentru că ne-a lipsit inspirația de a introduce lumea în poartă, pentru că am avut foarte multe ocazii, mai ales în prima repriză, când a terminat în fața porții, n-a nu s-a găsit niciun jucător inspirat ca să o introducă în poartă, dar ce să facem, mergem mai departe, în repriza a doua în continuare a reușit. Au știut că au jucători foarte buni, foarte rapizi, foarte tehnici, care poate să ne surprindă, dar au închis toate culoarele și a fost locul nostru pe care le-am dorit de la început. Sigur, ne-am lipsit victoria, lipsește victoria, lipsește punctul, așa cum ne-am lipsit și în meciul cu Voluntariu, în care foarte mulți dintre comentatorii sportivi de experiență au văzut un singur meci, au văzut că echipa noastră a fost chinuită de Voluntari. Sper să nu spunem așa acum la meciul ăsta, că echipa a fost chinuită de jucătorul, că atunci o să avem probleme. Aceasta a fost conferința de presă fără întrebările venite din partea jurnaliștilor, pentru că le-am considerat inadecvate pentru emisiune, pentru că se și lungea, și vreau să vă specific faptul că tot ceea ce s-a spus acolo la Galați
A fost realitatea absolută. Într-adevăr, Florin a spus și ați urmărit faptul că echipa noastră a fost net dominată în prima repriză și și-a mai revenit. Și-a mai revenit pentru că în repriza secundă ai schimbat modulul de joc, introducându-l pe Ișvan și pe ulterior pe Irobiso. Petrul a arătat parcă un pic mai sus. Irobiso și Denis Radu, da. Și Denis Radu, care a făcut un meci foarte bun. Și de asta, mă bucur că jucătorii care au intrat au venit cu plus, asta le cer tot timpul. Să jucătorii care vin după bancă să vină să ajute, să vină cu plus și în aceste două jocuri, și la meciul cu Dinamo și la meciul cu cel de la Galați, au jucătorii care au venit după bancă au venit cu plus și asta mă bucură foarte mult. Eu pot să înțeleg faptul că tu preferi jocul pe care îl are Petrolul în momentul de față pentru a nu pierde echipa. Ce s-ar întâmpla dacă ar veni exaltarea aia și plecatul ăla mai cu pieptul înainte și ai pierde meciul după un joc pe care îl domini, lumea e în picioare, plăcut și așa mai departe, dar pierzi jocul? În ceea ce înseamnă în economia acestui campionat, în care vedeți și dumneavoastră că tot ce înseamnă play-off, play-out și absolut tot, este un echilibru. Atârnă, într-adevăr, foarte, de un fier foarte de păr. Mult. Punctele sunt foarte apropiate între echipe. Vedeți și dumneavoastră că o victorie te poate duce în play-off și o înfrângere te poate duce în zona nisipurilor mișcătoare. Din punctul meu de vedere, orice punct pe care îl acumulezi este foarte bun și poate face diferența la final. Eu cred că acest punct pe care noi l-am câștigat la Galați o să facă diferența la final. Ai mai spus odată treaba asta. Deci se adună practic al doilea punct din ceea ce spui exact. Tu. Și te gândești la faptul că Oțelul, așa cum ai spus și în conferința de presă, este una dintre echipele foarte tare ale campionatului și că nimeni nu trebuie să gândească decât pozitiv în urma rezultatului pe care Petrolul l-a obținut acolo. Eu așa cred, așa sunt și așa am transmis mesajul meu către echipă. Iar vis-a-vis de punctul ăsta și de Mr. X, să le solicit colegilor din regie să îmi placeze materialul pe care l-am înregistrat în urmă cu câteva luni cu Claudiu Tudor, să vedeți ce spunea Claudiu Tudor în acel moment. Este vorba despre un material format din câteva secunde de o parte și cu aproape un minut de altă parte. Suporterii și am văzut că ei apreciază acest lucru. Nu trebuie să-i mințim, să spunem că vom lua locul 3 sau vom câștiga campionatul. Sau 6, măcar 6. Nu, vom încerca. Nu spunem că nu vom încerca. Nu ne dăm la o parte în a câștiga campionatul. Nu ne dăm la o parte în a fi în play-off. Uh-huh. Dar pentru noi locurile 7, nu în acest an, sunt cele realiste și nu ni se pare că este pasul corect pentru anul care urmează. Stabilitatea clubului financiară în primul rând și să nu uităm că a mai fost echipe anul trecut care și-au propus play-off-ul, Genuta și FC Argeș și-au ajuns la retrogradare. Primul lucru, într-adevăr, este să scap de retrogradare pentru orice echipă din Liga 1. Este acest lucru. Da, fără lucru. Două, trei echipe care, într-adevăr, da, se vede se ca vede, o forță. Da. Restul, primul lucru, trebuie să scap de ultimele patru locuri. Baraj și retrogradare. După aceea, poți să-ți propui 9, 7, 8 barajul pentru... Adică să nu aveți, cum ar veni, niciun fel de emoție. Da? Este primul lucru, da. Și asta spui tu doar în ideea de a nu-i minți pe fani. Nu de a nu-i minți, că nu e vorba de o minciună. Să nu fie propunerea prea avansată. Exact. Să vă gândiți la prea departe. Prea departe. Este, m-ar fi important și ne-am bucurat cu toții dacă prindem play-off-ul. Te întreb așa acum un an. Eu în fiecare an o să te întreb asta. Vis-a-vis de 1-0 sau 3-2. 1-0. Eu vezi că te întreb de victorie. Nu te întreb de altceva. 1-0 sau 3-2? 1-0. Bă, dar ce aveți, mă? Toată lumea vorbește de 1-0. De ce 1-0? Adică să nu iau gol. Să nu iau. Da, să nu iau. Păi a dat doar un gol înseamnă că poate
aoleu, mă agăs de el, că aoleu, că mă apăr, după aia intru cu fundul în poartă. E adevărat, dar s-ar putea să vină momente când nu o să mai dai. Și aștept până când doi da. Să termină 0-0 și e un punct. Dar dacă, e bine? Dacă e tot timpul, e bun și un punct. La fiecare meci? N-am nicio problemă. Și dacă încep 4 meciuri, 4 meciuri de egalitate acum? Suntem mulțumiți. 4 din 12? Normal că ne dorim... Lasă-o cine dorim, 12. Știi cum e aia și aș vrea cu... Decât nimic, este bun și un punct. E bun și un punct. Este bun și un punct, da. Invitați-vă. E, ați auzit din partea președintelui la acele, în acele zile că nu era niciun fel de problemă și nu e nicio problemă și nu este nimic rău ca Petrolul să facă meciuri egale. Ați văzut că l-am întrebat și că a fost deschis când a spus că nu are niciun fel de problemă ca Petrolul să ia fiecare meci în parte și să nu-l piardă. Deci asta este prima rațiune, prima rațiune ca Petrolul să nu piardă și de aceea vreau să-l întreb și pe Florin. Gândești și tu la fel? Păi haideți să vă spun ceva, am făcut toate meciurile mai egal? Nu! Păi atunci... Nu. Păi, dar cele mai multe? Păi suntem într-un moment în care avem, deci nu putem să contestăm lucrul ăsta. 13 egaluri, dar nu a zis nimeni că am jucat meciurile la egal. Asta e clar, exclus. Pregătim jocurile, câștigăm așa cum avem meciuri câștigate, așa cum avem și meciuri pierdute. E clar că strategia nu este de a merge și a face egal. Nu există așa ceva în filozofia noastră, a clubului în primul rând. Că se întâmplă să plecăm cu un rezultat de egalitate, așa cum s-a întâmplat în ultima etapă. Chiar dacă nu suntem mulțumiți, nu suntem mulțumiți ca joc, nu suntem mulțumiți ca prestație, știm lucrurile astea, suntem criticați pentru asta și ați văzut foarte, foarte mult. Ne asumăm, dar este un punct care se pune acolo în zestra noastră și care poate la final să facă diferența. Încă o dată mă repet. Băi, am zis să spun întrebarea asta care ți-o pun acum la sfârșit, dacă tot ai adus-o acum în discuție, te întreb acum. Cât valorează un punct la Petrolul pecuniar? Nu, cât valorează nu un punct? Nu vreau să intru în băi, Florine, în asta, pentru că nu vă jucăm pentru acești bani sau aceste nu, prime. Nu, domne, stau să te întreb fotbaliștii în sine. Da. Băieții, poate că își doresc doar să nu ia există, ceva? Nu există așa ceva și, în primul rând, noi ne gândim foarte clar să câștigăm jocurile. Așa de ce nu am ce în discuție meciul cu Dinamo? Pentru că... Ok, au luat 3 puncte, au luat ori 3. Da, dar se discută doar de aceste jocuri și aceste puncte și văd că pune și pe Claudiu la fel cu declarațiile acestea. Sunt declarații, ne le asumăm. Este un moment în care echipa are doar 4 jocuri pierdute. Noi și mai puțin decât noi suntem la egalitate cu Rapidul, la fel și mai puțin are FCSB. Dar nu trebuie să fac un caz din asta. Orice punct pe care îl aducem, eu zic că este valoros și la final o să vedeți când se trage linie, o să facă diferența. Diferența aceea de un punct. Poate un punct va face diferența. Eu aș zice să nu vă supărați pe tema asta, pentru că pe toate și emisiunile, și interviurile, și conferințele, toate vin în sprijinul echipei, chiar dacă și noi suntem nemulțumiți de ceea ce vedem mereu. Da. Deci nu mereu toate meciurile sunt foarte bune. Meciul la Galați a fost un meci prost. Da. Terminat? Bine. Putea să termine minutul 92? Excepțional. Ai impresia cumva că cei care se ocupă pe rețelele sociale de hate-urile astea care apar de la oră la oră ar fi zis ceva de bine că a câștigat Petrolul? Nu intru și să fac o polemică cu cei care sunt și scriu pe rețelele de socializare. Este cea mai mare greșeală a mea dacă aș face lucrul ăsta. Oamenii sunt liberi, trăim într-o țară liberă, pot comenta, pot în spatele unor, eu știu, conturi false, pot fi. Nu am niciun fel de problemă atâta timp cât își pun părerea, argumentează. Dar să până la... Hai că s-o facă la o limită a decenței. Cred eu că ar trebui să existe o limită a decenței.
cel puțin da, legat sunt, de, sunt perfect de acord. Legat de acest, eu știu, un jucător de față de familie. Bine, de asta, e, care sunt, asta este care reprobabil. Sunt, eu, care nu au loc, indiferent... Nu știu ce fac stewardii în arena. Indiferent ce sfârșit. Părere ai sau nu ai despre un jucător, despre echipă, despre antrenor sau despre altceva. Din punctul meu de vedere trebuie să existe o decență. Nu toată lumea trebuie să te iubească, nu am o problemă cu asta. Atâta timp cât eu știu că aici la Petrolul facem sacrificii cu toții, cu toții facem sacrificii, începând de la conducerea clubului, noi antrenorii, jucătorii, oamenii care sunt lângă noi, suntem, muncim, facem, încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie să le facem, ca echipa să fie bine în clasament, să nu aibă probleme. Lucrăm pentru acest aspect. Vom vedea la final cum va fi. Florin, dacă la începutul acestei ediții ți s-ar fi spus că la acest moment, ne întâlnim în data de în apropiere de februarie, dacă ți s-ar fi spus, băi Florine, ți-ar conveni să ai 31 de puncte atunci în februarie? Da. Ce ai fi zis? Nu știu ce să... Eu făceam o nuntă. Poate... Eu. Da, poate... Eu nu credeam o mie de ani asta. Să o spunem dacă, poate. Ei, lucrurile sunt realiste acum. Eu zic că în acest moment numărul de puncte pe care noi l-am obținut este, nu vă spunem, mulțumitor. Suntem un obiectiv și asta e foarte important. Uh-huh. Avem șanse reale să ajungem în și mai sus, da? E clar lucrul acesta. Încă o dată spun și mi-au iară hate din partea și a jurnaliștilor și a suporterilor. Domne, el nu... Ba da, eu vreau să mă bat pentru obiective la Petrol, obiective mărețe, pentru trofee, dacă se poate, să ne batem. Să ne batem pentru că, neavând motivație, o echipă, neavând, eu știu, să-și propună niște obiective îndrăznețe, degeaba mai ești acolo. Este clar, dar trebuie să fii realist în ceea ce faci. Să fii realist, să vezi dacă, eu știu, lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Iar în acest moment, eu cred că tot ce s-a întâmplat până acum la Petrolul a fost făcut corect. Este părerea mea. Am acumulat un număr de puncte care ne permite, în momentul ăsta, cu 7 etape înainte de terminarea sezonului regulat, să rămânem cu șanse reale acolo sus să ne batem, pentru că ne dorim lucrul ăsta. Să nu se înțeleagă că nu ne dorim să ajungem acolo sus. Există dorință din partea conducerii, a jucătorilor, a noastră, a tuturor, să ne batem acolo. Și luat așa, punct cu punct, puncte, eu spun că așa cum e, suntem la 2 puncte în acest moment de zona primelor 6. O decepție, eliminarea din cupă. Da, asta e o decepție, eliminarea din cupă. Era un obiectiv și asta pot spune că asta trebuie să mi-l asum foarte clar, fără niciun fel de problemă. Și poate că și asta a cântărit în decizie atunci a celor care, da, grupului de la București, de fapt, să... În urma analizei lor, mă gândesc, probabil că și necalificarea în Cupa României a fost unul din motive și era foarte corectă, eu știu. Ce mă ți s-a spus? Nu te califici, te dăm afară. Nu, dar mă gândesc că fiind un obiectiv, dar, mă rog, asta este... Acum suntem într-un moment în care, eu știu, avem șanse, sper la final să reușim să facem o bucurie suporterilor. Crezi că va veni rândul și celor de pe banca de rezervă, vorbesc de copiii ăștia care din când în când mai intră, și mie ori sunt orbit eu și mi-ar face plăcere infinită să văd mai mult pe Radu ăsta, pe Mihnea, nu știu, mie îmi plac foarte mult copiii ăștia. E adevărat, poate nu țin tot meciul și n-au cum să țină tot meciul. Sunt tineri, sunt mici. Ei sunt, cu toate că Radu ăsta cred că ține un meci între fac ei. Parte din lotul nostru de jucători. Este clar că ei au rămas aici la dorința mea. Eu cred în ei foarte mult, așa cum am crezut în Musi de la început și mă bucur că el are o evoluție foarte bună. A fost și selecționat la echipa națională Under 21 și mă bucur foarte mult pentru el. Așa cum am zis și că Mihnea este o soluție și mă bucur că și el a fost convocat la echipa națională Under 19, tot aici de la noi, de la Petrolul, în urma debutului, în urma meciurilor pe care le-a
le-a avut aici la noi. Justin e și el în Justin Răducan este și el în, eu știu, la echipa Under 19, echipe naționale. Denis a intrat foarte bine în momentul... De câte ori a intrat? A intrat foarte bine. Avem un grup de Under, eu spun, bun, cu potențial. Și de câte ori apelez la ei, ei și-au făcut treaba. Mai apelez la ei? Păi că o să apelăm, normal. Și nu doar pentru că ne obligă această regulă. Nu, domnule, nu. Să intre 2-3 odată. Zic că o să vedem. E destul de dificil, dar nu exclud această posibilitate. Aș vrea să rog colegii din regie să-mi pregătească promo pe care l-am pregătit cu Centenarul Petrolului și revenim imediat în studio. Revenim în studio după acest promo și intrăm în ultima linie dreaptă a emisiunii. Urmează sâmbătă testul cu CFR Cluj, noua echipa lui Adi Mutu, cel care l-a înlocuit pe Mandorlin în urma jocului slab pe care echipa clujeană l-a făcut la Bocean. Parcă era mai bine să fi fost înlocuit Mandorlin după un meci cu noi. Vom vedea în seara asta. Da, mă gândesc că, eu știu, deciziile sunt luate de cei de acolo. De cei de acolo, da. Dar așa, în faptul că noi vine Mutu la Ploiești? Da, este, îi vedem în seara asta, ei având meci. Da, emisiunea este înregistrată, stimați telespectatori, luni, la prânz, pentru că sunt foarte multe antrenamente și era greu să-l prind pe Florin, atât în ziua de luni după masă, cât și mai ales mâine, da, pe parcursul zilei. Așa, te ascult, Florin. Iar vom vedea cum va aborda CFR meciul din seara aceasta contra celor de la Voluntari, urmând ca sâmbătă să vină la noi pe Ilie Oan. Întâlnim o echipă puternică, o echipă care în ultimii ani ați văzut a câștigat campionatul român. Hai mă, să spunem adevărul, s-a întărit de la an la an. Practic cu aducerea lui Adi s-a creat așa o emulație. Da, nu ne așteaptă un meci ușor, știm lucrul ăsta. Niciun meci nu este ușor dacă stăm să ne gândim bine. Dar jucăm acasă, jucăm și sper ca, eu știu, la sâmbătă la ora 17 stadionul nostru să fie arhiplin cu suporterii noștri și să avem parte de susținere, pentru că eu vă spun sincer, sunt meciuri jucate acasă când suporterii noștri au avut un rol foarte, foarte mare în susținerea echipei și băieții, noi cu toții am simțit acest lucru și ne-a dat așa o energie pozitivă. Spune-mi, te rog, crezi că poate forța Petrolul victoria în meciul cu CFR? Sau ar fi bun și un punct? Nu, cu siguranță ne gândim să câștigăm jocul și o să vedeți că o să facem tot ce depinde de noi să se întâmple lucrul acesta. Că se întâmplă să fie egal sau, Doamne ferește, să pierdem, face parte din joc. Dar ca dorință, ca și mental, ce trebuie să avem noi, este clar că ne dorim victoria. O să arate Petrolul mai aproape de ce s-a jucat la Galați în repriza a doua? Cu siguranță și noi urmează să facem o analiză clară. Mâine dimineață avem clar o analiză pe care o să o facem. Și dar vin și oamenii ăștia de la finanțatorii ăștia, vin și ei la analize. La nu, vin. Și de ce să vină la analize? E vorba de analiza pe care o facem noi cu echipa clubului. Dar nu au legătură finanțatorul clubului, președintele clubului, cu analiza
pe care o facem noi în urma jocului. Ok, discuțiile mele sunt cu cei din conducerea clubului, discutăm. Ce a zis Claudiu Tudor în urma meciului de la Galați? Am discutat foarte puțin astăzi, ne vedem de dimineață, după antrenament de dimineață și o să discutăm. O discutăm mai în amănunt. Crezi așa că ar fi supărat? Normal că sunt supărați probabil de ce s-a întâmplat în prima repriză și e normal că și noi suntem și jucătorii simt lucrul acesta. Dar eu cred că trebuie să vedem partea plină a paharului și să nu intrăm acum într-un condin ăsta în care tot să stăm și să facem, numai să vedem doar răul din tot ce s-a întâmplat și toate lucrurile astea, pentru că vine meciul foarte repede, avem meciul de sâmbătă, vine foarte repede și nu e timp de absolut deloc, trebuie să pregătim foarte bine meciul de sâmbătă. Am stat după meciul de la Galați și am văzut când ați mers să salutați Galeria Petrolului venită din nou într-un număr consistent, cred că au fost 200-300 de persoane acolo, care v-au încurajat pe parcursul întregului meci. Am avut eu impresia sau la un moment dat ați avut un schimb de replici? Nu, dar e normal să întâmple lucrul acesta. Suporterii adică noștri, v-au reproșat ceva? Nu neapărat că ne-au reproșat. Sunt discuțiile care sunt tot timpul după meci. Ei au un rol foarte mare aici la club. Știm lucrul acesta. Sunt pătimași, vin alături de noi. Eu n-am spus că e greșit. Nu, am spus doar dacă s-a întâmplat. Nu e vorba de reproș, e vorba de discuțiile care sunt și normale după joc. Ei știu că echipa face eforturi foarte mari și asta apreciază, dar clar că sunt și momente în care au și ei nemulțumirile lor, le spun, noi tragem niște concluzii normale, avem o comunicare bună cu ei, nu cred că sunt probleme și mai ales că ei și-au arăta susținerea față de echipă, față de băieți. L-am văzut rămas ultimul, deci voi v-ați retras către vestiare și ultimul rămas a fost Valițicu. Nu a fost numai ultimul, pentru faptul că a fost ultimul, cu toții am stat acolo și am plecat împreună la parcă la vestiar. Am plecat cu toții împreună la vestiar. Dar el în calitate a rămas de capitan, nu? În calitate de capitan de echipă, normal că mai are anumite discuții cu ei, cu cei din galerie, dar lucrurile cred eu că sunt foarte ok. Băi, Florin, tu intri vreodată în vestiar negru? Culoarea neagră a semaforului. Așa. La față, supărat rău de tot. Așa. Intri vreodată în vestiar să dai o dată cu pumnul masă? Cum să nu intrăm? Normal. Da? Și dumneavoastră ce se întâmplă la noi în vestiar? Nu, te-am întrebat. Intri vreodată? Normal că sunt discuții, sunt normal că sunt reacții. Avem reacții fiecare, normal. Sunt. Ce înțeleg băieții ăștia? Păi, ce să înțeleagă? Normal că toți, dumneavoastră credeți că ei nu sunt dezamăgiți când se pierde un meci sau când, nu... E, asta vreau să te întreb. Normal când pierd, într-adevăr, poate sunt dezamăgiți. Normal că suntem bucuroși când câștigăm cu Dinamo. Că văd că toată emisiunea asta a fost făcută așa, pe o... direct să intre deja într-o... parcă am venit la un interogatoriu. Dar asta e, vin, mi-asum, nu vin deloc. Și ai înțeles greșit? Nu vin deloc, să refuz o comunicare cu dumneavoastră, cu presa și mai ales pentru că așa mi se pare normal să fie o deschidere către suporteri. Vin dumneavoastră, mesajele merg către suporteri și sunt ok și se aude direct de la noi, dar, mi se pare așa că parcă tot este totul negativ, suntem promovat sau eu ca antrenor sunt luat așa în primul rând față de de colegul meu de la Galați, că vorbeam mai devreme. Așa. Adică vedem că Dorinel Munteanu este un salvator, este un Galațiu este o echipă care, Doamne, ce lucruri face în Liga 1 și sunt în spatele nostru în clasament. E adevărat asta. Da. Că ce face în Liga 1? Nu știu, că tot... Păi, în primul rând, Galați e o echipă mai mică ca Petrolul. Da. Unu. Din totdeauna. A fost și va rămâne. Doi. Galați nu are anul centenar. Da. Trei. Dorinel Munteanu este un fost internațional de ștai cu ștai. Da, foarte nu bine. Nu pot să vorbim... Dar nu se pune... Să-l dăm în desuitudine. Nu, dar problema este că nu vreau să fac comparație, dar exact la imaginea sau discursul către ei este unul
senzațional, așa, în general, nu aici la noi în Prahova, așa, în general. Dar ar fi culmea să nu fie așa, pentru da. Că Bucureștiul este clar că îl respectă pe Dorinel Munteanu da. Ca da, pe ca fostul e... internațional. Da. Și, da, și plus că are o deschidere altfel. Dar nimeni nu s-a luat că și el, ei au 13 rezultate de egalitate, exact. Ce se întâmplă cu ei, de ce fac ei, de ce unde supărările, cum sunt supărările. Uh-huh. Înțelegeți toate lucrurile astea. Adică, se clar că noi avem o problemă, suntem sub lupa dumneavoastră a presei aici în Prahova, nu avem nici, eu nu am niciun fel de problemă și mi se pare ok să fie așa, pentru că, normal, echipa... Zi tu cum puteam Prahova... să zic eu despre meciul ăsta, că a fost un meci extraordinar. Nu e vorba de meciul ăsta. Dar de care? Nu e vorba de meciul ăsta. E vorba așa, în general, că tot ce s-a discutat... Păi nici meciul cu Dinamo n-a fost, Florin. Da. A fost doar o victorie la meciul cu Dinamo. Ok. Sincer. Okay. Așa, până la urmă, aia a fost corectă. Și aia trebuie. Și suntem supărați că am câștigat, nu? Nu! Am spus, bucuria este doar câștigul. Am înțeles. Ca și meci, ca și fotbal, ca și asta, vezi că Dinamo a avut destul de ocazii la Ploiești. Câte ocazii au avut Dinamo? Hai să ne uităm exact. Câte ocazii au avut Dinamo la noi? Și câte patru ocazii. Și câte, să mi le spuneți dumneavoastră, câte, care sunt ocaziile cele patru, vă rog de tot. Da. Considerați șutul lui Abdallah ocazie? Da. Șutul lui Abdallah este ocazie, este. Nu? Da? Păi adică pentru cum? Adică Zima a prins mingea aici pe picioare. A fost ocazia asta? Ocazie? Eu zic că Dinamo și-a văzut Dinamo contra Rapidului. Eu zic că echipa care a controlat jocul la meciul a fost Dinamo la meciul cu Rapid și la meciul cu Petrol a controlat cineva. Nu, nu, a fost un meci egal. Ok, dar nu trebuie să găsim din punctul ăsta de vedere găsim numai lucrurile astea. Ok, nu, ești se pare tu, că ești, se găsim ești puțin prea supărat. Nu sunt supărat, dar văd că ok, poate sunt eu supărat. Și fii atent ce spun apropo de ce mi-ai zis de chestia cu burtiera, mi-am adus aminte. Da. Vezi că la o șuietă cu Mr. X este exact titlul pe care l-am dat emisiunii cu Răzvan Lucescu. Da, nu, care știi foarte bine cine era Răzvan Lucescu. Eu nu vreau să mă compar cu tot Mr. X era cu Petrolul. Ok, vă spun sincer și că am lucrat cu Răzvan Lucescu și încă o dată vreau să fac încă o precizare. S-a spus Mr. X, Răzvan Lucescu, că așa era atunci trendul, la fel antrenează doar defensiv. Nu există așa ceva. Eu am stat și am lucrat cu el chiar pentru o scurtă perioadă. A fost una dintre cele mai frumoase perioade ale mele ca antrenor. Este incredibil. Incredibil. Nu a ieșit atunci, nu a fost momentul să pe acele rezultate. Poate au fost egalitate, dar nu s-a pus problema ca noi să jucăm doar la egal. Echipa asta să fie construită pentru egal. Nu există așa ceva. Și nu cred că un antrenor, cât ar fi el diferit la ce ligă, profesează, joacă la egal sau pregătește meciul pentru a face egal. Nu cred așa ceva. Normal că își pregătește jocul pentru victorie, mai sunt și adversarii, sunt condițiile de joc. Mă rog, intervine și poate o zi mai slabă a unor jucători. Sunt multe lucruri care contează. Mai vine vreun fotbalist la Petrolul în perioada asta? Transferurile sunt deschise până în februarie, la jumătate. Este posibil. Nu... Ce ai vrea să mai vină? Păi, deocamdată, eu știu că în plan, eu știu, ofensiv, ne-am acoperit în zona asta. Poate la în zona fundașilor central, jucând cu trei, să mai avem o dublură pe ce înseamnă fundașii centrali. Atât. În rest... Deci ai pus creionul pe hârtie și ai zis, aceasta este formula corectă pentru jocul Petrolului, cu trei fundași centrali. În acest moment, la ce îmi oferă lotul de jucători, da. Și dacă schimb, de exemplu, cu 4-4-2 ăla, cu două vârfuri de atac, consider că o faci numai în condiții de criză? Ați văzut că s-a schimbat modul de joc în funcție de ce ne oferă jocul. Uh-huh. Și nu pot spune că nu în rău. Stat în a face doar un modul de joc și a rămâne acolo. Sunt un antrenor care am acest curaj de a schimba și timpul locului. Am referitor la perioada din Turcia. Ați fost alături de noi acolo și ați văzut cum am abordat jocul cu Cernomoreț, Odessa. Odessa? Uh-huh. Ați văzut? Deci se lucrează, dar deocamdată lucrurile... Dar ce ți-a rămas în cap este ăsta da, trei fundași. Deocamdată rămânem aici și vom vedea dacă pe parcurs. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Florin pentru prezență.
Poate mai vii și altă dată. Cu plăcere vin, răspund atât timp cât sunt angrenat aici, înseamnă Petrolul Ploiești, răspund cu mare plăcere invitației, pentru că mi se pare corect să venim în fața suporterilor, aici prin dumneavoastră, să spunem așa lucrurile cum sunt. Poate vin și conducători. Nu e treaba ta, dar în sfârșit, dacă vor să vină, vin. Dacă nu vor să vină, nu vine. Eu, dumneavoastră, vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru prezență și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție Time Out. Seară bună, numai bine!